Salut, prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din cariera cu Borussia Dortmund. Astăzi avem meci în Champions League cu Fenerbahçe și haideți să vedem ce o să facem. Eu sper la o victorie, jucăm acasă. Royce, așa. Aubameyang încă accidentat. Haideți să vedem. Fabiano, un portar foarte bun. Haideți, băieți. Trebuie să câștigăm acest meci. Posesie momentan mai bună pentru noi, un corner executat de Beşiktaş, dar nicio problemă pentru apărarea noastră. Haideți, băieți. Niciun șut, minutul 10. Ciudat. Haideți, băieți. Hai să mărim puțin viteza. Deja două șuturi pentru Borussia Dortmund. Aici ocazie pentru Borussia Dortmund. Nu! Cum scoate de pe linia porții Marco Reus? Cât noroc să aibă Fenerbahçe și favorităm. Nu marcăm și acum pot să marcheze Beşiktaş-ul, dar nu o fac. Avem 6 șuturi, 2 pe poartă. Beşiktaş are 2 șuturi, 1 pe poartă. Trebuie să câștigăm. Cum o scoate acolo de pe linia porții Marco Reus, un șut superb. Și este pauză. Pe cine să schimbăm? Șurle Isaac aici, nu putem. Hai să băgăm așa. Haide să vedem ce să facem. 0-0 la pauză. Haideți, băieți, trebuie să o marcăm neapărat. Dacă nu marcăm acum, asta ar însemna două meciuri fără gol pentru Borussia Dortmund. La fel ca în partida cu Rostov. Am avut mai multe ocazii ca ei, dar din păcate, acela a fost scorul și asta este. În fine, 9 șuturi, 4 pe poartă. Ocazie aici pentru Borussia Dortmund. Dembele, foarte bine. Încearcă în bată pentru Marco Reus. Dembele, de ce șutezi de acolo? Putea să mai înainteze Dembele. Da, se vede că nu-l avem pe Aubameyang. Ar fi un jucător, adică este un jucător valoros în echipa noastră. Dar dacă s-a accidentat, asta este. Avem oricum mare nevoie de el. Din păcate, aici ocazie pentru Borussia Dortmund. Marco Reus va șuta. Marco Reus ce slab șutează. Mă așteptam la un șut mai puternic al acestuia. Încă o dată, o lovitură liberă. Marco Reus, o degajare bună pentru 1-0, Rod marchează, 1-0, foarte bună centrarea lui Reus. Aici putem să ne luăm gol. Fenerbahçe atacă foarte bine. Ce face? Cum să-ți iei gol așa? Ce se întâmplă? Ați văzut de unde a luat gol? Mai bine îl băgam pe Burki înapoi. Burki poate să fie din nou un titular clar, 1-1. În fine, hai să vedem. Nu știu dacă o să ne calificăm în Champions League cu rezultatele astea. Hai să vedem cu cine avem, cu Schalke. Da, hai să vedem ce o să facem cu Schalke. Astăzi o să intre Burki pentru greșeala aia din Champions League. Nu poți să-l ierți. Adică pe bune. Și Aubameyang. Aubameyang își revine. Perfect Aubameyang. Isaac. De ce acum Aubameyang și nu în partida trecută? Oricum bine că s-a reîntors Aubameyang. Și va fi băgat titular. Haide să vedem. Așa. Bine.
Hai să vedem ce o să facem cu Schalke, o partidă foarte importantă în Bundesliga. Haide, Aubameyang, vreau să dai gol. Astăzi vreau să dai gol, posesie mai bună a noastră momentan. Puțin speed up. Un șut pentru Schalke, un șut pentru Borussia Dortmund. Aici ocazie pentru... De ce faultează Mark Bartra? Și primește cartonașul galben. 3 șuturi, 2 pe poartă Borussia Dortmund, 2 șuturi și 2 pe poartă Schalke. Ce bine combina aici. Ce bine! Ce bine apără Burki. Cred că nu mai vrea să stea pe banca de rezervă și a intrat perfect aici. Putea să fie 1-0 pentru Schalke. Aici din nou ocazie pentru Schalke. Șut slab, apără Burki. Haide. Și se termină prima repriză. Avem a doua repriză. Trebuie să marcăm neapărat. Trebuie să câștigăm. Doar jucăm acasă. Așa ar trebui. 6 șuturi. 3 pe poartă. Schalke stă mai bine. Dar Borussia dă replica. 9 șuturi. 10 șuturi. Dar Schalke are fazele mai importante. Bară. Doamne, ce greșeală facem în defensivă. Pă ce mingea lovește bara. Aici încă o șansă pentru Schalke. Nu mai putem să toarcem scorul, este 2-0. Stăm slab de tot în defensivă. Aici ocazie pentru Borussia Dortmund. Gheoțe, mai departe, Royce. Royce, farma în apără. Dacă marcam acum, puteam să întoarcem scorul. Era minutul 64. Așa, mai sperăm la un egal. Dar nici acela nu cred că va veni. Dacă ținem tot așa. Da. Frângere slabă. 2-0. Umilitor. Burki. Ok. Hai să vedem. La Burki. Visit trainer update. Ok. Actually update starting. Ok, perfect. Hai să vedem cu cine avem match. O să fie un match foarte important. Și picăm pe 9. Locul 9. Slab de tot, Bayern München pe prima poziție. Locul 9, foarte slab. Haideți băieți. Și avem meci cu Hamburg. Oricum, dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși un like, un share și subscribe. Până data viitoare, toate cele bune, pa!